الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى أهله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Laudă Dumnezeu, laudă Dumnezeu, laudă Dumnezeu. Doamne, binecuvântează profetul Mohamed, familia lui și companiul lui binecuvântați. Mărturisesc că nu există alt Dumnezeu în afară Dumnezeu, iar Mohamed este robul și trimisul. Sărbătorim sărbătoarea sacrificiului, sărbătoarea jertfei. Sărbătorim milostenia lui Dumnezeu, milostenia nemăsurată a lui Dumnezeu față de supușii lui și devotamentul, evlavia extraordinară de care a dat dovadă profetul Ibrahim, Abraham, Avram și profetul Ismail, pacea fie asupra lui. Profetul Ibrahim, pacea fie asupra lui, a înaintat în vârstă fără să aibă binecuvântarea fiilor. Și se ruga Domnului nostru, Domnului lui, se ruga lui Dumnezeu, unul, Domnul meu, dăruiește-mi un fiu dintre cei drepți. Domnul meu, dăruiește-mi un fiu dintre cei drepți. Nu doar un fiu, ci un fiu dintre cei drepți. Căci el însăși era dintre cei drepți. El însăși era un supus, un drept credincios și un profet. După mult timp în care profetul Ibrahim a făcut aceeași rugă, Dumnezeu Preanaltul l-a binecuvântat cu primul său fiu, profetul Ismail, pacea fie asupra lui. În viața lor au fost multe încercări. Au fost multe încercări de la Dumnezeu Preanaltul, atât pentru profetul Ibrahim, cât și pentru profetul Ismail. Dar cea mai importantă și cea mai însemnată a venit în momentul în care profetul Ismail a ajuns să fie în putere și să muncească alături de el. După cum ne spune Coranul, în capitolul 37, versetul 102, Bismillahirrahmanirrahim, când a ajuns să trudească alături de el, îi spuse, O fiul meu, am văzut în vis că te jertfeam. Cum vezi tu oare acest lucru? El spuse, O tată, fă ceea ce ți s-a poruncit și mă vei afla dintre cei răbdători, dacă Dumnezeu va voi. Profetul Ibrahim, pacea fie asupra lui, a primit revelație în vis de la Dumnezeu Preanaltul. Încercarea lui este să jertfească fiul. Această încercare absolută a credinței. Să-și sacrifice fiul, deci practic să-și omoare fiul în numele lui Dumnezeu. În acest verset vedem atât credința profetului Ibrahim, cât și credința profetului Ismail. Deci profetul Ismail nu se împotrivește, nu încearcă să scape de acest lucru, nu încearcă să interpreteze acest vis al tatălui lui în niciun alt fel decât așa cum a venit și spune simplu, fă ceea ce ți s-a poruncit și mă vei afla dintre cei răbdători. Când timpul a venit, iar profetul Ibrahim și-a luat fiul, și-a dus să-l sacrifice, profetul Ismail chiar i-a spus, Tată, leagă-mă pe mine la ochi, ca nu cumva privirea mea să întâlnească privirea ta și ție să-ți slăbească credința. Deci ce devotament extraordinar. Nu doar din partea
celui care urma să-și sacrifice fiul din partea profetului Ibrahim, cât și din partea celui care urma să fie sacrificat, profetul Ismail. De ce? Pentru că amândoi erau dintre cei drepți, amândoi erau drept credincioși, credeau în unul Dumnezeu și aveau acea evlavie extraordinară care le-a permis să se predea în totalitate în mâna destinului pe care Dumnezeu le-a hotărât pentru ei. S-au predat în totalitate în mâna voinței lui Dumnezeu, fiind siguri că nimic din ce vine de la Dumnezeu nu poate să fie rău pentru ei. Nimic din ce vine de la Dumnezeu nu poate să fie rău pentru ei. Iar orice încercare de la Dumnezeu nu poate decât să fie ceva bun. Astfel putem să vedem că ei trec prin această încercare fără de tăgată, cu o hotărâre și o determinare extraordinară. Iar în momentul în care profetul Ibrahim hotărăște să-și sacrifice fiul, în momentul în care urma să-și înjunghe fiul ca jertfă pentru unul Dumnezeu, Dumnezeu îl oprește, oprește acest act și spune, îi strigă, o Avram, tu ești dintre cei drepți. Și în locul sacrificiului pe care urma să-l facă, îi dă un berbec. Îi dă un alt sacrificiu, o altă jertfă. Astfel putem să vedem aici câteva lucruri foarte importante pentru noi. Un exemplu extraordinar de credință, un exemplu extraordinar de devotament față de Dumnezeu, un exemplu extraordinar de predare în mâna lui Dumnezeu, un exemplu extraordinar de evlavie. Și asta sărbătorim acum. Asta sărbătoresc drept credincioșii o dată pe an. Și aceasta este sărbătoarea cea mare pentru noi. Sărbătorim acest devotament extraordinar și sărbătorim milostenia nemăsurată lui Dumnezeu, care, deși a poruncit acest lucru, i-a dat această încercare profetului Ibrahim, nu a fost nevoie să o ducă până la capăt, căci Dumnezeu știe ce este în sufletele noastre. Dumnezeu a știut ce a fost în sufletul profetului Ibrahim și ce a fost în sufletul profetului Ismail. I-a lăsat să meargă până la capăt, aproape până la capăt, acest act, ca o pildă și ca un exemplu pentru noi. Inshallah, cu voia lui Dumnezeu, să fim și noi dintre cei drepticioși și să putem să urmăm măcar o mică parte acest exemplu extraordinar al profetului. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. Laudă lui Dumnezeu, laudă lui Dumnezeu, laudă lui Dumnezeu al lumilor stăpânitor, ce milos și milostiv, în ziua de apoi, stăpânul cârmitor. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرتويسك كان يزيست عبد مزيو نفر مزيو يا محمد إسلام وشتميسو. اللهم صل على محمد ولا آل محمد كما صليت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد ولا آل محمد كما باركت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Doamne, miluiește pe Mohamed și familia lui Mohamed, așa cum ai miluit pe Ibrahim și familia lui Ibrahim. Doamne, binecuvântează pe Mohamed și familia lui Mohamed, așa cum ai miluit pe Ibrahim și familia lui Ibrahim. Numai Tu ești demn de laudă și adorare. După cum am înțeles, această sărbătoare a jertfei, această sărbătoare a sacrificiului,
Este un moment de bucurie. Este un moment de cugetare. Este un moment de întrebare. O întrebare pentru cei dreptincioși, o întrebare pentru evlavia lor, o întrebare pentru cât de puternică este credința lor. Și în același timp, este o amintire pentru noi. Este o amintire a jertfei pe care dreptincioșii sunt dispuși să o facă. Este o amintire a sacrificiului pe care cei drepți, pe care cei cu adevărată evlavie, pe care cei care sunt cu adevărat predați în mâna Domnului lor, sunt dispuși să facă. Dumnezeu nu cere la noi să ne sacrificăm fii. O, nu. Căci, Doamne, nu știu cât am putea să facem. Măcar să ne gândim la asta. Dumnezeu ne cere să ne sacrificăm pe noi. Deci asta nu cred că am fi în stare. Inșallah, să nu fim puși la încercări mari. Dumnezeu ne cere ca odată pe an, dacă putem, să sacrificăm un animal. Sacrificăm din belșugul pe care Dumnezeu prea înaltul îl dă nou, belșugul care până la urmă nu ne aparține, este doar o îngăduință a Domnului nostru. Se cere să sacrificăm puțin din ceea ce ne leagă de lumea asta pentru Domnul nostru. Căci, după cum ne spune în Coran, nici carnea și nici sângele animalului nu ajunge la Dumnezeu, ci la el ajunge doar evlavia noastră. În același timp am putea să ne mai gândim la ce am putea să mai sacrificăm pe calea Domnului nostru și ce ar trebui să mai sacrificăm pe calea Domnului nostru. Cel mai important lucru pe care putem să-l facem în fiecare zi, nu doar în zilele sărbătoare, poate în zilele sărbătoare ne permitem sacrificăm un animal, dar putem sacrificăm din nefsul nostru, din ego-ul nostru, din acea parte a sinului nostru care ne spune să ne îndepărtăm de calea Dumnezeu. Acea parte care ne spune să ne pierdem vremea cu vorbe deșarte și cu distracții vremelnice, cu amăgiri. Din acea parte a sinului nostru care ne spune, care pleacă urechea la diavolul cel alungat și ne spune: te rogi mai târziu. Ții postul mai târziu. E prea cald acum. E prea greu acum. E prea târziu acum. Ești prea obosit. N-ai pentru tine cum să dai la altul. Ajunge. Dumnezeu nu vrea așa de mult de la tine. Asta trebuie să sacrificăm noi. În fiecare zi. Trebuie să sacrificăm acel nefs, acel ego al nostru, care ne îndepărtează de la calea cea dreaptă. Pe amiază, omul este sortit pierzanii, în afară de cel care îndeamnă, în afară de cel care crede, care săvârșește fapte bune, care îndeamnă într-o dreptate și îndeamnă într-o răbdare. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya al-falah, hayya al-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.